după o zi plină în Veneția, pornim către Marrakech în sfârșit și de aici începe vlogul. It's a hot fucking place. Cred că de aici trebuia să înceapă în mod inițial vlogul, însă l-am început din aeroport. Stăm într-un riad tradițional și totul este super tare. Este tot de-aia nostru. Carmen, nu e de-aia. Cineva ne-a gătit micul dejun, o doamnă de aici, însă, în mod evident, nu e făcută de tot omleta. Hop. Că am decis să mai gătesc puțin. Și avem ceai, suc de portocale, toate cele. Astăzi o să mergem în recunoaștere. Să ieșim în recunoaștere. Dar plouă, mă rog. Nicio problemă. La ochelarii de apus. Să portăm în ochelarii ăștia de la Papilissima. Ce roșu e tot! Să bem un ceai și un ginger tea, da, la dar șarfa. Am răcit. Un ceai de ghindir pentru Alina, că ne-am răcit, nu ne-am așteptat să fie așa răcoare pe aici. Dar ne-am îmbrăcat cum se cuvine astăzi. All black, everything. Army. E roz, e atât de roz că nu are niciun. Da, nu se vede cât e de roz. Ce-ai primit acum? Rămâie curat cu săpun. Va miroase exact ca și detergent de vase. Și are gust. Asemenea, și are gust de murat. Prima zi cu soare. Suntem la Menara. Aceasta este prima locație pe ziua de astăzi. Domnul șofer ne-a dus la o locație super șmecheră, o casă așa super oșiatică cu piscine și cu toate cele, of, dar mi-a ars fața. Este o zonă de stat la soare, super drăguță, am scos niște perniți afară. Piscina, foarte multe plante în jur, jungle-eș. Am ajuns în casa cuiva, unde pozăm. E foarte tare casa asta, doamne! Alina, să-ți fac aici un cadru cum stăteai. Thank you.
La Tangin. Ce e aici? Tangină. Oh, genunchiu. Piept de pui. Vita? Mătușile din Marrakech. Am postat un nou tutorial. Filmat la mine. Asta e un tutorial în care vă explic cum se machiază ea, care se machiază ei de fiecare zi și ce produse folosește pentru tema grasă. Așa că dacă vreți să vedeți acest video, swipe up. De ce? De aici e filmat la mine dressing. Ne pregătim să mergem la shooting. De ce așa albastru? Nu știu. E tungsten oare? Tungsten. Ne pregătim să mergem în deșert. Sperăm să se încălzească că-s 7 grade, dar e soare. Este cupă faica pe noi în Marrakech. Da, cupă faica și în picioarele goale. Ca de tine. Așa neprihănită. În peisajul ăsta. Ce ții? Ți frig la charger? 20% internet. Acum n-ai Mars. Am terminat shooting-ul pe ziua de astăzi. Deci am pozat doar o ținută. Și mergem la corduri. Să stăm în ceva corduri. Și seara asta vom dormi în deșert. Cerul este absolut super. So nice. Clar. Uite și ce se vadă toate stelele. Oh. Ce freză mai afro, dar mi-ar plăcea să mai mult briton sau mai mult păr, efectiv. Să stea așa mult. E aproape afro. Viul e așa de fain, păcat că o să vedem la fel de fain pe aparat, sincer. Nu știu ce să bem. Opa! Dar ce spuneți, cortul în care dormim este culoarea anului 2018. Dele, nu merge priza. Merge priza. Acolo, dincolo. Ia uite, hai să vedem dacă e o pisicuță aici. Vrei să bag acolo la noi? Deci aici s-a lăsat cortul, cred că avem pisicuța. Băi, ceva aici. E pisica. Pis? Nisip. De unde ta nisip? Împinge-l de fund. Cerul e superb, exact cum te aștepta să fie în Sahara, în mod evident e plin, dar plin de stele, vezi toate stele, cred că Raul dacă era aici s-a apucat să le numere. Știu cât de mult i-a plăcut și pe barcă. Să mergem la ceai. Și Adrian o să facă o poză, avem trepiedul la noi, îl punem pe long exposure și sperăm să avem în câteva zile. Când am avea semnal, pentru că aici nu este semnal, să avem și o poză pe Instagram. Podena legendary din deșert. Wow. Da. Alina, bienvenido. Stai că vin cu tot cu vlog. Uite ce, asta e o lumină foarte albastră, suntem albe, așa albe total. Merge priza? Da. Yes, speech slay. Am și încărcătorul de aparat. Le-am dat și cu placa astăzi în deșert. No. No. Prinde nisip, nu m-am intrat încărcătorul. Da. Ah, super. Rezolvat. Mulțumim. Bărbatul casei, cum s-ar zice. Mama lui Răzvan o rezolvat. Nu, am rezolvat și problema asta. Hai să ieșim afară să vedem cerul. Hai să bem ceaiul și să bem să bem ceaiul. Știți cum îi zice la ceai aici? Whisky. Cum zice? Arabian whisky. Nu, berber whisky. Ceaiul de mentă. Berber.
Wow. Wow, cum nu se vede nimic pe aparat. Nu. Da, zic eu cum, lăsăm aici ușa deschisă. Și ne vedem noi așa ca la emisiune cu fața și spate se vede tabăra. Aici în spatele nostru o să se facă un foc de tabără în seara asta. De tabără vorba vine toate. Dar e o experiență super tare și cu siguranță vrem să o mai repetăm. De revelion. Zic că cineva, uite aici o gașcă de 36 de oameni să stea aici de revelion în deșert, cam cât de tare poate fi chestia asta. Sincer, super mai tare și ca Mauriți și ca orice insula vieții. Stai în Sahara de revelion, nu? Cu da. 30 de prieteni care se înscrie, facem un trip pe vlog. Am ajuns în cort, ne-am îmbrăcat că afară e răcoare, dar în cort este cald. Hai că vă lăsăm ca să le dublăm și pe stories. Da. Tabăra este foarte puțin luminată. Cred că aici o să fie focul. Cât se vede, oricum e foarte tare ideea asta de foc în deșert, sincer. Să mergem la ceai. Trebuie să dai noroc. Hello. Oh, thank you. Cheers. This is whiskey here, by the way. Whiskey berber. Whiskey berber. Ceai de mentă și cu ceai verde și mai multe combinații de ceai. Ça fait 15 ans que j'ai pris ça et encore ça marche. Ça c'est le pot de dromadaire et ça c'est le pneu. Ça c'est le pneu de voiture. Et ça c'est le pot de dromadaire. Et ça c'est l'alphabet Tinarimil. La liberté. Z. Freedom. Z, ça c'est la liberté. Gemini. Il y a d'autres couleurs. C'est construit dans le village chinois, c'est un peu. Il y a parce que Tamgout, il y a d'autres associations, artisanat. Le village, c'est l'artisanat de poterie, l'artisanat de tissu, ça, d'autres aussi parce que c'est l'histoire du village. Il y a le fondateur, vous connaissez, Mohamed Bramassa, c'est la première personne qui vient. C'est lui qui a ramené tous les artisans au village. Tu regardes derrière. Da. Ça, et l'autre tableau, le calendrier. Da, da. Ai fost la toaletă? Nu, mai stau. Doar s-a uitat. Da, vă dată e uită. Trebuie să pui apă. Apă la ce? La toaletă. Că nimic, e o toaletă asta ca la țară, nu? Gen, intri în ea și... Trebuie un veceu, care după ce îți faci nevoie, trebuie să pui apă, că n-are unde să tragi. Păi, dar ce să tragi în deșert? Da. În TV. Mă rog. Is making a reportage in Morocco. Al YouTube to pe Abdou artist henna. Abdou artist. Okay, good. We'll search it. Abdou artist henna. Bravo. Hei, ține-au pregătit cina, așa că trebuie să mergem să mâncăm. Singurul loc care avem semnal aici, mă rog, 3G-ul de pe cartelă, este undeva pe o dună de nisip, deci trebuie să ne urcăm acolo ca să avem semnal. Momentan telefonul meu e descărcat, e pe mod avion, de-abia s-a pus un story de aici și am zis, știi ce, fuck it, o să las la încărcat, l-am pus pe mod avion, bye bye. Mergem să mâncăm, să bem un vin. Instagram can wait. Foarte bine. Dinner is ready. Să oui. Mâncăm de dinner. Oui. La montan? Oui, c'est la montan, să mâncăm bine. Carmen. Am fugit pe dumneavoastră prin semnal. Se servește cine a băieții, n-au vrut să... Ei nu dorm aici, dorm undeva acasă și n-au vrut să servească cine până n-am venit toți la masă. Suntem aici la masă și așteptăm să vedem ce mâncăm. În mod evident o să mâncăm tajin, pentru că asta se mănâncă aici, asta mâncăm de când am ajuns. Și... ce să mâncăm? Garnituri, fructe, chestii, treburi. Și bine că am adus vinul cu noi. Că ai să bea numai ceai. Ce face aparatul ăsta? Mi-am amintit, o să începem cu o supă, după care mâncăm tajin, după care cred că avem platou de fructe, pâine, ce supă, dar nu pot să ridic sigur arde.
Normal. Uite supa. Ce zice? Are condimentul la mine sunt toate mâncărurile lor sunt super condimentate, nu o să gust. Atunci când șoferul nostru Abdul ne-a gătit la un moment dat undeva unde eram la o casă la shooting, ne-a spus că a pus chimen, scorțișoară, cardamon, șofran, sare și piper. No, bun. Și mai pus ceva. Încă ceva e coriandru, cimbru, aromată, nu? Condimentează nu foarte mult mâncarea. Nu, nu, e foarte aromată. Toate mâncărurile sunt extrem de aromate. Și cu puțină brânză. Asta băia. N-am prea mâncat brânză. Nu, și e foarte bine. E foarte bine. E cu miel? Nu. Acum urmează emisiunea în care o să ne spună Carmina ce are gust mâncarea. Linte, șofran, cardamon. Știi ingredientele. Mai are ceva. Nu știu dacă are cimbru sau... E ca și mar fi o supă cremă de cartofi, care să vă spun mai pe românește. Și cu... Are o textură profoasă. Da. E aproape cremă. Și e verde deschis. Parcă a fost un cartof pisat și făcut așa fericit. Lintele, nu? Da. Cred că are și smântână, na. N-ai cum, că e așa cremoasă, așa-i? N-are smântână. N-are? Eu am găsit o alună. A, o alună? Alună. Nu. Cred că am scăpat-o din greșeală mai mult. Nu avem loc pe car destul, dacă filmăm așa. Da, filmăm așa un pic, câte două minute, ca să fie o chestie mai lungă. Dar n-am car mare. Dar nu mai avem un car la noi? Nu. Și nici nu ne se redescă. Ce lame suntem. Ce blogger fără car. Hardu-mă, dacă vrei. Metal blower. Nu suntem numai în Sahara, dacă avem nevoie, putem, este aici un show. Automat de carduri. Automat de carduri. No, pa! No, pa! Și cu scorțișoara, am crezut că sunt pistruiatele. Scorțișoara sau pistruiat. Și motanul e aici cu noi. Sunt câteva pisici aici în tabără. Au și pui de pisică, vreo trei. I-am filmat mai înainte. Puiuți. Eu filmat Carmen. Insert puiuți video here. Peste tot găsim niște pisicuțe. Aici sunt trei puiuți care au 2 zile sau 5 zile și mămica lor care ne lasă să-i atingem. Vai, ce drăguți sunt. Foarte micuți. Doamne. Abia se mișcă. Și pisicul ăsta o mânca și el tangi, n-are treabă. E pe relax acum. De exemplu, dacă are gust exact are un castron plin. Nu. Smells like Christmas. Exact. Scorțișoară cu portocală. Cerul liber, plin de stele, niște cântece despre focul de tabără, despre Sahara, despre viața de nomad, despre... Foarte tare oricum. Foarte frumos. Feeling-ul ăsta și stelele și păcat că nu se vede și trebuie să te facă da, prin nu reușim să filmăm stelele. E incredibil de frumos cerul. Toa. Cumva. Am văzut o stea căzătoare. Wow, pune-ți o dorință. Da. Deja. Ce, dacă nu contează, păi n-ai cum să spui înainte să o vezi. Gata. And make it happen.